Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip pe Carpathians. Nu uita înainte de toate să lași un like și să lași un comentariu. Ce vrei tu acolo? Un sfat, o idee, o chestie, o... Da. Băi, vreau să vă mulțumesc, la ultimul clip am strâns 1200-1300 de vizionări și aproape 150 de like-uri și chiar vreau să vă mulțumesc pe această cale. Nu mă așteptam, având în vedere că au fost 6 luni în care blank, nimic, spațiu, spațiu liber, dinte pauză, lipsă gaură. Da, chiar vreau să vă mulțumesc. Bă, nu știu ce se întâmplă cu setele de la OBS, dar îmi face foarte mult lag, nu știu, i-am făcut update la OBS, am făcut update la Windows, nu știu ce s-a întâmplat pe aici, dar nu prea mai pot să țin cliente deschise de multe și îmi lăguiește filmarea, că e a treia oră când încerc să filmez, dar în fine, băi, niște update-uri foarte, foarte importante înainte să trecem la treabă. Deci, licanul Hector nu mai există. A fost vândut. Hector, în momentul de față, este Ninja de 116. Da? Asta ca să știți. Deci ne găsiți pe ăla și pe Mișu sau Umișu sau în fine. De ce? O să vă explic mai târziu. Noi mai avem un Ninja de 110, parcă. Deci avem doi Ninja de level mare. Care, na, știți care e chestia cu ranuri, cu hidre, cu boși, cu chestii. Am hotărât să renunțăm la Lican și să investim în alte caractere în care, într-adevăr, din care putem să scoatem ceva bănuți. Dar, na, acum Alex nu poate să intre, e destul de ocupat cu Academia. Eu, din joi în Paște, acum ce am mai mult timp, dar o să vedem pe parcurs cum e treaba. Deci, așa. Am făcut, nu, astăzi facem M9 la oră. Astăzi facem M9 la oră și înainte de toate vreau să vă prezint ceva iteme pe care le avem de vândut. Sper să se vadă pe window capture, pe display capture. Avem așa, scut vultul plus 9. Dați voi pauză și vă uitați, sper să se vadă, repet, sper să se vadă. Dacă nu, o să găsiți shop-ul pe lângă firar pe CH1 în mapa de shop-uri. O să vi le arăt așa un pic, dați voi pauză și vă uitați. Am farmat eu zilele astea puțin de tot, am făcut roșii de niște făsui. Am stat la vreo 15 metri în țara de foc și am dropat vreo 3 făsui. Dar în rest, toți banii pe care îi vedeți voi aici. Deci astea sunt itemele, da? Acum o să intrăm pe fiecare shop în parte să vă arăt ce am făcut. Deci vedeți banii ăștia? 2 won și 247 au fost făcuți toți exclusiv din ce aveam eu deja pe shop-uri. Bă, din prostii. Imediat vă arăt ce înseamnă prostii. Bandurile uitării, stack-uri de leacuri cu plus, leacuri fără plus. Dar de ce este, de ce e pe CH1 când eu îi dau pe canalul 6 să intre? Am lag pe 1 și nu pot să vă arăt nimic în felul ăsta. De asta și intru pe 6. Ok. Da. Și ne-am și pregătit să intre pe canalul 6, dar nu știu de ce îmi face... S-au făcut multe update-uri la Metin și pe unele pe mine mă termină unele. Mi-apare chestia aia cu nu s-a putut efectua logarea, te rugăm să încerci mai târziu sau o chestie și trebuie să închizi clientul, să-l deschizi, iar e un bullshit. Uite, deci pe ăsta avem 37 de milioane, mamă, dar s-au vândut multe chestii. Perle, vișinii, uite, mitril, da bine, le-am pus pe toate la suprapreț, adică în cazul în care pe viitor avem nevoie, să cumpărăm mai ieftin, știi? Adică eu nu le pun la suprapreț să le vând pentru Ian. Le pun la suprapreț, le pun să fie acolo. Dacă are cineva nevoie, le ia. Dacă nu, nu e problemă. Uite, amintiri de demon, ceva marcasite, suvenire, perle albastre, stack-uri de sac cu ouă, blană de yeti. Deci nebunii, ce e pe aici? Hai să le și transferăm dacă tot suntem aici. Și vreau să văd dacă putem să citim... Nu, hai să citim întâi așa. Vârtej nu pot sigur. Aur ar trebui să putem. Hai să băgăm un citit. Și băgăm aură. Bine, bă băieți, bă, M9 în sfârșit la aură. Hai că mai avem puțin. Mai avem puțin și gata. Deci cam din chestiile astea am făcut eu Young. Din bandurile uitării, din cărți, din ce aveam pe shop. Că nici eu nu mai țineam minte ce aveam pe shop, să vă spun sincer. Și acum așteptăm Yudnori. Eu personal aștept eventul cu Yudnori. Dar aparent nu mai vine eventul cu Yudnori. Nu știu ce se întâmplă, dar văd că n-au dat băieți niciun anunț pe forum în legătură cu chestia asta. Eu sper să fie eveniment de Halloween cu Yudnori, pentru că doar ce i-am prins gustul. Deci anul trecut chiar i-am prins gustul, știi, acestui eveniment.
și acum chiar îl aștept cu mare interes să mai facem și noi ceva. Păi iar e prea tare muzica. Ce se întâmplă? Sper că nu se... Ai, păi e tare și pe OBS. Nu spuneți nimic? Da, e tare și pe clip. În fine, las-o așa. Hai să vedem. Următorul care e Denver. Denver are 27 de milioane. 27 de milioane care la fel. Bun, avem așa, uite, niște ajutor atac speed, ajutor atac speed, atac speed, leacuri cu plus, piatra pătrunderii, piușterii de demon, mamă, și aici s-au luat. Și pe lângă asta mai avem de vândut așa, dacă reușesc să le dau la un preț care să-mi convine, dacă nu le dau la un preț care să-mi convine, nu le mai dau deloc. E clasic. Aceasta o trăvită cu 31 medie, 6 ori, 6 împietinile și 5 pătrundere. Eu am pus la 3 1 și 75, dar nu știu dacă o să ia la prețul ăsta, dar nu vreau să-l las mai jos, că dacă... Na, nu vreau. Mai bine o las aici și stau eu, nu știu. Am nevoie neapărat urgent acum de Young. Și mai avem de asemenea această armură de level 26 de ninja, cu un KPV, 5 pe foc și 5 daune PV. Deschivă plus 4, pentru că nu știu dacă mai țineți minte povestea cu grabă, cred că am băgat vreo 6 grabe plus 4 în armura asta și... No. No, soarta a zis no, nu, n-ai voie. E caca, n-are voie. Și așa a rămas în pom, ce se fac. Am zis să o vând așa și aia e. La fel, avem un pic de bijuterie, bijuterie de demon, niște scoici, cutie Teddy Valentino, în fine, deci pă din na și niște iabi, dar iabi eu am văzut că s-a ieftine, deci mai bine las acolo decât să fac vreo prostie, adică să îl dau ieftin și peste 2 luni când o să fie evente să fie mai scump. Mai bine lasă-l așa. Intrăm și pe depozit fermecată. Mai avem aici niște aure, 2, 4, 6, 7 aure și 3 vârte juri, vârteje. Biolog, ia să vedem la biolog. Ai dus 6 crenți până acum, mi-a ieșat. Una mi-a mers și 3 mi-a ieșat. Mergem și la alchimist, să luăm misiunea pentru cioburi. Dacă că nu pot să iau, sau? Stai. Misiuni joc. Uite mă, cam am luat-o deja. Las, bine că n-am dat click. Bun. Ia să vedem. Ia uite, ăsta are 70 de milioane depozit fermecată. 70 de milioane are. Unde e naiba e? Bun, aici. 70 de milioane. Bă, nu-i rău, deci chiar se strânge. Și uite, la ăsta am multe coame de foc, am avut multe transformări XP, multe bandurile ale uitării. Și da, uite, niște marcasite gri clară, văd că astea nu mi s-au luat. Dar am cam dat, ce era scump, am cam vândut. Deci ce era scump, am cam vândut și da. Ok, nu o să stau acum să pierd vremea să transfer, vreau să vedem cât avem și pe Mișu Magazin. După ce vedem cât am și pe Mișu Magazin, o să ne apucăm un pic de treabă. O să mergem, cred că să facem 2-3 metine să vă arăt cam care mai e damage-ul pe contul ăsta. Fără pet, fără o eșarfă de 19% cu 76-114, deci nu e eșarfa puternică de pe Ninja. Aia cu 20% e o eșarfă, e că pot să farmez cu ea liniștit. La fel, talismanul e un întunecat, nu știu ce e cu el, că... Na. Iar aici 35 de milioane, bă, blană mâna, uite, și aici la fel, uite, stacuri, pachete, tolbe, safire, da, s-au cam dat, să văd ce era, da, s-a cam dat ce era scump. Ok, o să dau schimbă caracter pe el, și o să transfer eu după aia Yang-ul pe cele două conturi, bișnițărescu, nu am nevoie de tine și hai să trecem și un pic la acțiune, să zic, o să mut eu captura. Acum se vede bine, nu? Hai că sper doar să nu se vadă lăguit, pentru că nu știu ce să fac laptopul ăsta, eu chiar nu știu. N-am idee, merge în lag și cu două cliente. Da, în fine. El e nou, dar v-am zis, am făcut ceva update-uri la Windows și e posibil să fie din cauza aia, sau văd eu. Virus și alte chestii nu am și pe lângă asta v-am zis, e vorba și de la OBS că am dat acum update full și n-am mai umblat la setări. E posibil să am setările pentru live, dar nu, că sunt făcute separat, n-au treabă. Până îmi reamintesc eu care e treaba, mai durează, dar oricum sper să nu se vadă, sper să se vadă măcar ok acum.
N-avem nici mistreț, nu știu ce a făcut Alex cu mistrețul, dacă îl avem pe undeva, dacă nu-l mai avem, nu către bazar, ce fac? Chiar n-am idee. Avem acest sfinx de piatră cu 20 mișcare și 15 mob. Acolo, 15 mob e, știi ce zic, e ok, chiar e ok. O să mergem tot în țara de foc. Urmează să facem clip în V4 la o mică sesiune de farmat, o oră, două, trei, o zi, să vedem ce putem să mai scoatem. Am farmat eu la fel o oră și un pic la etajul 7, am vrut să fac și un clip la etajul 7, dar nu. Lag? Doamne ferește, așa lag eu n-am văzut niciodată. Deci mobi mulți, nu mi se luau itemele de pe jos, am stat o oră, am făcut, cred că per total vreo 40 de milioane profit, nu a fost cine știe ce, dar per total cu coame de foc, cu simbol de războinic, cu tot, deci de pe jos, cu tot. Și plus noroc că am dropat o aură, da, pe care am păstrat-o. Am vrut să văd cam care mai e treaba, dar nu prea rentează. Dacă n-ai răbdare să stai să culegi fiecare item mut și să-ți faci loc printre mob și să-ți faci loc printre o grămadă de iteme dropate, nu prea combinație, nu prea e deloc. Trebuie să fac și o breaslă pentru... Nici nu știu să-mi fac breaslă, parcă nu mi-a... N-am idee ce să fac, cred că dau un level. Că dacă mă apuc de farmat în V4, vă dați seama că o să mai fac și levelul, o să cresc. Plus că aș vrea să termin și cu toate misiunile, tot ce am aici aș vrea să le fac. Ia să le găsesc aici sau mă duc eu în zona mea preferată. Bine, cred că zona preferată a tuturor aia de acolo. A, uite Metin aici, bun. Activăm alchimia care este opacă, v-am zis, are roată opacă Mișu, de aia nici nu vreau să mă hazardez să dau un level cu el, că știu că nu prea... Știi? Nu prea ai ce să faci cu el în beta, hai să zici că merge, dacă ai rezistență ceva, merge și cu el în beta, că dacă nu vrei performanță, e ok și în beta. Uite, cam ăsta e damage-ul, 6000 aproape, uite, 6065. Cu eșarfa cealaltă, de 23%, și cu full iteme pe mine, deci full pentru damage, ajunge la 7k. Se simte foarte bine. Dana, fără pet, fără 5% mob pe... Fără costume, fără... Fără 5% mob pe mount. Na, era altceva. Ce-o piatră dragon, ce-o piatră dragon, carte abilități. Ploaie de săgeți. Runa ora, dar bă, mai farmez aici pentru că îmi pică foarte bine fasolea. Mie cel puțin chiar îmi pică bine fasolea aici. Dar altfel nu m-ați vedea. Chiar nu m-ați vedea pe aici, că pe bune. Cine mai farmează în 2021 la metine? Dar uite că trebuie să facem și pe asta, nu? Cineva trebuie să facă și pe asta. Hai să mergem mai departe, că nu-mi place să schimb canalul aici. Mai bine schimbăm câteva canale acolo la, în zona aia mică, nu știu cum se numește. Aici, parcă, nu? Nu aici. Aici. Nu știu să arăt pe hartă. Chiar nu știu. Da, mă uit aici. Aici. Da, aici. Okay. Da, iar ca și planuri v-am zis, nu vreau să vă dau prea mai speranțe pentru că nu o să am mult timp. Aș vrea să postez măcar un clip pe săptămână, un clip la 3-4 zile. Deci 1-2 clipuri pe săptămână, dar să am ceva să fac în el. De exemplu, acum... Na, nu e un clip care să zici că, bă, s-a reapucat Mișu și gata, mare proiect, mare, să vezi ce face pe Mișu ăla, bă, caracterul ăla e nebunie. Nu, am ținut shop-uri 3 nopți și 3 zile și am făcut rost de niște young, uite, 2 one și 3, deci cam 6 one în total, cred, cu tot cu ce mai am acum pe shop-uri, cam 6 one, peste 6 one chiar. Na, distruge pietrele Metin, și da, e activ și evenimentul ăsta cu febra Metin, uite, o să mai încercăm o dată. Deci spargem 5 metine și o să ne dea o chestie pe care o activăm și ne cheamă un metin. Da, ne cheamă un metin de level mic și ulterior, dacă ai noroc, pe pana mea îl spargi, apare un boss, omori și bossul, apare un alt metin de level mai mare, după aia alt boss, după aia tot așa și dacă ai noroc să crească, să ajungă până la nu știu ce alt boss mai important. Ai, dacă nu ai, nu ai. Da, trecut am mai făcut ieri, adică am făcut chestia asta și n-am avut noroc, nu mi-a picat nimic. Bine, adică nu mi-a picat, s-a oprit la nivel 2, la piatră metin level 2 și nu prea a fost combinație. Da, atacul sabie. Chiar nu, n-am să fac atacul sabie. Cam așa, o să las în continuare shop, o să facem rost de Young și o să vină sesiuni de plus, că eu știți că nu mă abțin și...
fac rost de un inventar de pentagoane și le băgăm frumos la plus sau ceva de item mai mare, nu știu. Am evoluat și noi, mai trecem la altceva, nu doar la pentagoane. Dar o să vedem. O să apară și prin V4, o să apară ușor, ușor, avem ce să facem. Deci avem ce să facem, dar trebuie să o luăm pe rând, știi? Pe rând, pentru că abia m-am stabilizat și eu și Na, mi-a zis prin comentarii voi că, bă, dar vrem ceva de la zero. Hai, apucă-te pe Linsirium sau cum se numește serverul ăla. Sau hai, apucă-te cu, na, ceva de la zero. Zero donation. Mă, să faci 100% zero donation și am tot făcut și cu Ninja și cu Mishu, doar cu mânușă side, că nu știu ce. Bă, e greu să faci, mă. Gândește că acum a ajuns un voucher 2, 1 și 20. Păi să stau să farmez în prostie, să-mi mănânc creierii. Să pot să iau un voucher de 50 de MD-uri ca să pot să-mi iau mânușă pentru 15 zile doar, să zici cu ei de la 0-0 fără nimic. Plus, mount, ce fac? Cum fac rost de mount? Nu prea mai merge. Dacă nu ai o minimă investiție la modul, bă, bag și eu 10 euro și știu că cu 10 euro îmi iau mânușă site măcar, sau îmi iau pe 15 zile mânușă site și mai iau de un mount sau mai iau ceva, abar n-am. Uite, clientul nu poate fi deschis. Îmi spuneți și mie de ce se întâmplă chestia asta. Mă și întreb pentru un prieten. Pe bune, nu, nici acum nu s-a rezolvat sau s-au rezolvat niște bug-uri și acum apar altele? Nu mai zic nimic, chiar nu mi-era dor să mă... Deci mi-era dor, frate, să mănânc nervii cu aceste bug-uri care... Sau, nu știu, cred că sunt bug-uri, dar nu-mi explic că... N-are nicio logică de ce s-ar întâmpla chestia asta. Bine, sperăm să rezolve la următoarele mentenanțe. Avem 17 minute de filmat, nu? Mai stăm că vreau să spargem împreună meeting-ul ăla de la eveniment. Vedem dacă avem ceva noroc. Windows Capture. Haide! Nu vrea să-mi pună captura pe ecran acum. Boss. Nu știu, soarta nu e cu mine în perioada asta, chiar nu e cu mine. Se aude ceva din muzica aia? Hai că se aude, e ok. Aș fi avut în plan să fac și un live weekendul trecut ăsta, care duminică sau sâmbătă seara, dar n-am mai avut niciun chef. M-am uitat pe la meciuri, n-am mai avut starea necesară. Dar am lăsat shop, am stat chill, m-am descurcat. Bun. Mai trebuie încă un meeting în afară de asta. După calculele mele, avem 21 KPV. Păi ok, uite itemele care bat. Avem așa, brățarea cu cel plus 9, cu 15 foc, în fine, 1,5 KPV, 5 daune, pătrundere, atac, PV, colier cu 4 metine, cu PV, cu 10 critică, deci e în regulă. Killing plus 6 să fie acolo pentru blocare corporal. Și ce mai important, asta cu 10 absorpție, 2x10 absorbită și în rest itemele pe care le cam știa. Scutul vulturi cu imun 4-4-6. Piață de fundament, piață și eu... N-am noroc, ia să vedem. Eveniment. Ok, deci încă unul rămas. Bun. Schimbăm canalul pe 8. Mai spargem un metin, ne uităm ce cărți am dropat și spargem și metinul ăla. Dar cred că mergem map-1 și spargem map-1 metinul ăla, că poate map-1 mai mult noroc. Bine că știu că Niohara trebuie să îl spargi ca să ai poate noroc să la. Hai că mergem noi Niohara să-l spargem. Sigur. Așa că mai bine îl sparg în orice mapă, nu știu care e treaba. Dacă știți mai bine cum ce să mănâncă acest event, dar dau fundă. Ca pe TPU, dau fundă. Chinul iadului. Respingerea ambuscată, sferă întunecată, atac cu sabie din nou. Și camuflaj. Și izbitura. Hai că izbitura și cu asta mai vând cu un milion ceva. Dar restul, iac. Hai cu un fosole. Piatra sufletului. Nu mai faci nimic cu ea. O lași pe jos. E... Bine, eu cam mai dau 25 de SS-uri, le dau cu 10 milioane. Și văd că mi se iau. Acum, dacă ăsta e prețul lor, dacă nu e, nu mai știu. Dar eu cam așa le dau.
Andrei Războinești plus 3, Ciob, pastile de sânge, Ciob, Ciob, Limb, Gino, nu știu ce, cam atât. Ia să vedem ce am mai dropat. Mamă, puterea vieții și cu tremur. Deci m-a omorât. Deci dacă farmezi și îți dă așa, mai bine te lași cu totul de jos. Te apuci de farmat altceva, nu mai stai la metine că n-are nicio... n-are niciun rost. Bun, hai să dăm astea jos și să pun CC-i cu mișcare și să-i dăm bice. Deschidem astea trei coruri. Ia, avem ceva pe aici interesant. Ok, am putea. Dar ce noroc să fac eu două, să meargă anti cu ăsta bă, tăiatul, să meargă Icon. Hai că facem și pasta, ca să nu zic că nu o facem. Aici n-am nimic. Aici n-am nimic. Aici, slabe șanse. La unic la fel. Dar fac atât bine la Rubin și la ăsta, dar n-am rar. N-am rar și două rare nu o fac sigur. Hai că încercăm la Rubin, avem o încercare la Rubin. Mergem în Mapunul și încercăm, poate facem facem un antic, cine știe. Am văzut că s-au ieftinit și anticele rubinele, erau 3-1 ultima oară când știu eu, acum văd că sunt 2-1. Naiba mai știe cu chestiile astea. Bun. Am mers în map 1. Haide, nu te bloca. Dați-mi o explicație logică pentru care se întâmplă lucrurile astea. Blochează caracterul în teleport. Pe bune, că nici când jucam în 2011 nu erau așa multe bucuri și așa multe. Ba că te scoate, ba că eroare la client, ba că cheat blocker, ba că nu știu ce, nu. Eu personal nu mai pot cu jocul ăsta, deci chiar nu mai pot. Mie nu mă plâng, dar e frustrant, uite, pierzi pe clip o grămadă de timp ca să ce? Ca să nimic. Așa, ok. Contul tău e deja conectat. Da. Ok, hai că m-am conectat până la urmă. Da. Să vede, hai că se vede și pe captură. Ok. M-am făcut 22 de minute. Lasă că nu vă plictisiți voi. Am pierdut, cred că numai 3 minute, 4 am pierdut cu clientele astea să se pornească și să... aruncăm pe jos eveniment. Uite, am primit o chestie asta, pergament provocare. Și o să, aici pe undeva o să-l spargem. Da, mergem la alchimist. Rafinare piatră dragon. Succes. Eșuat. Ok, hai să dăm până succes. Eșuat. Haide, te rog. Succes. Ok. Eșuat, păi ce? E prost? E prost să meargă? Succes, uite că am făcut la... Da. E prost să meargă? Ce naiba. Dezactivăm alchimia. Și hai să... Unde e chestia aia? Metin testul 1. Ok, și? Hai să punem itemele pe noi și să vedem dacă... Avem poate mai mare noroc. Poate. Da, nu cred, că trebuie să fii un Iohara ca să ai, să-ți dea și ție un boss de boss. Aici am momentan nimic, că o să apară capitanul bestie. Și... Deci să înțeleg că, nu știu, cu cât îl spawnezi într-o mapă de nivel mai mare, ai noroc să îți iasă un boss de nivel mai mare. Ar avea o logică, dar eu oricum nu știu evenimentul ăsta. Poate nu m-am uitat de atent pe site, dar în fine. Bă, cam asta a fost clipul. Mulțumesc că m-ați urmărit, am fost Mișu și ne auzim data viitoare. Vă pup, pa, pa!